Uleiul de nucă de cocos este una dintre rarele surse vegetale de grăsimi saturate care în mod normal se găsesc în produsele de origine animală. Uleiul este extras din carnea nucilor de cocos, din pulpa lor, mature, recoltate din palmierul de cocos. Uleiul de cocos nu trebuie totuși confundat cu apa de cocos, care este lichidul din interiorul nucilor de cocos. În ciuda afirmațiilor de marketing care susțin contrariul, totuși uleiul de nucă de cocos nu pare să fie benefic pentru sănătate. Știm de aproape o jumătate de secol, potrivit celor mai importanți experți în boli cardiovasculare, că este unul dintre cei mai puternici agenți pentru creșterea nivelului de colesterol din sânge. Este posibil să fie chiar mai rău decât seul sau grăsimea de vită, dar nu la fel de rău ca untul. Sunt Alin Ispas și te invit să rămâi alături de mine pentru a discuta despre efectele uleiului de cocos asupra grăsimii și asupra colesterolului bun. Există un infografic popular care susține că sunt dovezi promițătoare că uleiul de nucă de cocos ar putea ajuta în cazul obezității. Ei bine, dacă pompăm stomacul șoarecilor de laborator cu acizi grași purificați cu lanț mediu, o componentă a uleiului de nucă de cocos, care se mai numesc și MCT în limba engleză, medium chain triglycerides, aceștia, adică șoarecii, ajung să mănânce mai puțină mâncare, dar nu știi dacă există vreo relevanță pentru oameni până când nu pui la încercare. Așadar, cercetătorii au comparat micul dejun cu aceeași cantitate de grăsime din lapte, grăsim din ulei de cocos sau seu, grăsime de vită. Și niciun efect asupra foamei, a sățetății, a satisfacției sau a cantității pe care au continuat apoi să o mănânce la prânz oamenii, subiecții. Așadar, de unde a apărut această idee că grăsimea de cocos ar fi cumva diferită? În urmă cu câțiva ani a fost publicat un studiu pilot deschis. Cercetătorii au rugat 20 de bărbați și femei să mănânce 2 linguri de ulei de nucă de cocos pe zi timp de o lună, iar bărbații au apărut să piardă aproximativ 1 cm din talie. Acum, deschis înseamnă că participanții știau ce mănâncă. Nu a existat un fel de control placebo. De fapt, nu a existat niciun grup de control. Așadar, nu știm dacă efectele s-ar fi produs oricum fără uleiul de cocos. Există acest efect, bine cunoscut în studiile dietetice, în care simpla participare la un studiu dietetic sub observație tinde să ducă la o reducere a aportului caloric. De ce? Pentru că știi că te vor cântări și se vor uita la ceea ce ai făcut. Dar până în 2015 n-a existat niciodată un studiu controlat privind uleiul de cocos și talia la bărbați și femei. Aproximativ 100 de bărbați și femei au primit aproximativ o lingură de ulei de nucă de cocos pe zi timp de 3 luni și au pierdut aproape 1 cm din talie după 3 luni în comparație cu controlul. Ce a primit în schimb grupul de control? Nimic, adică n-a existat niciun placebo. În felul acesta, cercetătorii comparau a face ceva cu a nu face nimic. Și atunci când cineva face asta, există adesea un efect placebo, indiferent de eficiența reală a tratamentului. Și de asemenea, au sugerat că grupul cu ulei de nucă de cocos ar putea dori să-și ia doza de fructe. Și dacă au ajuns să mănânce mai multe fructe, asta în sine ar putea ajuta, deoarece, în ciuda conținutului de zahăr, consumul de fructe tinde să fie asociat cu efecte anti-obezitate. Ceea ce trebuie să vedem, dacă uleiul de nucă de cocos are vreun efect special, este să le dăm oamenilor o lingură de ulei de nucă de cocos față de un alt ulei și să observăm dacă există vreo diferență. Și când se face asta, adică 2 linguri de ulei de cocos pe zi față de 2 linguri de ulei de soia pe zi, nu există nicio diferență semnificativă în ceea ce privește talia. Dar ceea ce s-a întâmplat a fost o creștere semnificativă a rezistenței la insulină în grupul cu ulei de nucă de cocos, care este ceea ce cauzează în cele din urmă, după cum știm, diabetul de tip 2. În ciuda faptului că s-a spus subiectilor să crească legumele și fructele, să reducă zahărul și grăsimile animale și în ciuda unui program de exerciții fizice de mers pe jos 50 de minute pe zi, 4 zile pe săptămână. Singurul alt studiu controlat cu placebo despre uleiul de nucă de cocos și talia a fost publicat în 2017
și nu a înregistrat schimbări semnificative în ceea ce privește greutatea sau măsurile taliei sau șoldurilor, grăsimea totală, grăsimea de pe burtă și nici grăsimea de pe fund. Niciun beneficiu al uleiului de cocos pentru obezitate față de placebo demonstrat în niciun studiu până în prezent. Așadar, ne întrebăm cum pot susținătorii uleiului de cocos să scape spunând altceva? Ei bine, le place să vorbească despre studii care arată că locuitorii din insulele din Pacific, care au mâncat mai multe diete tradiționale pe bază de nucă de cocos, au fost mai slabi decât cei care au mâncat diete mai moderne, cu mai puține produse din nucă de cocos. Dar ghiciți ce mâncau în schimb? Modelul alimentar modernizat era caracterizat în primul rând de un aport ridicat de cârnat și ouă și alimente procesate. Știm de aproape o jumătate de secol că, potrivit a 200 dintre cei mai importanți experți din Statele Unite în boli cardiovasculare, într-un raport care reprezintă 29 de organizații medicale naționale, inclusiv Asociația Americană a Inimii și Colegiul American de Cardiologie, că uleiul de cocos este unul dintre cei mai puternici agenți de creștere a nivelului de colesterol din sânge. Studiile care arată că uleiul de nucă de cocos crește colesterolul datează din anul 1955, când s-a demonstrat pentru prima dată experimental că trecerea unei persoane de la uleiul de nucă de cocos la ceva precum uleiul de soia ar putea scădea colesterolul de la circa 200 la 150. Uleiul de cocos poate crește semnificativ nivelul colesterolului în câteva ore de la consum. O creștere semnificativă a colesterolului din sânge în câteva ore de la consumul unei felii de prăjitură făcută din ulei de cocos sau din ulei de ficat de cod, dar nu și din aceeași prăjitură făcută din ulei de semințe de in. Uleiul de nucă de cocos poate fi chiar mai rău decât seul sau grăsimea de vită, dar nu la fel de rău ca untul. Un studiu publicat în martie 2017, un studiu intervențional, un studiu randomizat, controlat, încrucișat, cu durata de o lună, care a analizat impactul a două linguri pe zi de ulei de cocos virgin, atenție, și a crescut cu aproximativ 14% față de control, în concordanță cu celelalte 7 studii intervenționale publicate până în această revizuire din 2016. Dar, mai puțin, grăsimile saturate pot face ca așa numitul colesterol bun, HDL, să crească. Deci, care mai este problema? Ei bine, problema este că asta nu pare să ajute. A avea un nivel ridicat de HDL în sânge nu mai este considerat ca fiind protector. Cum așa? Nu se spune în articole precum acesta că un HDL mai mare este în mod clar asociat cu un risc de mai mic de bol de inimă? De fapt, chiar nivelurile HDL sunt printre cei mai consecvenți și mai puternici predictori ai riscului de boli cardiovasculare? Ei bine, cu aceste afirmații există o problemă, pentru că sunt două tipuri de factori de risc, cauzali și necauzali. Asocierea nu înseamnă și cauzalitate, ceea ce înseamnă că doar pentru că două lucruri sunt strâns legate, nu înseamnă că unul îl determină, îl cauzează pe celălalt. Un exemplu este numărul de scrumiere pe care cineva le deține. Sigur că asta este un predictor foarte bun al riscului de cancer pulmonar, de plămâni, și sigur, studiu după studiu ar arăta această legătură, dar asta nu înseamnă că dacă reducem numărul de scrumiere pe care le au fumătorii, riscul de cancer pulmonar va scădea și el. Pentru că nu scrumierele sunt cele care au cauzat cancerul, ci fumatul. Scrumierele erau doar un marker al fumatului, un indicator al lui, spre deosebire de a juca un rol cauzal în boală. Deci, la fel cum a avea un număr mare de adidas sau traininguri de gimnastică ar putea prezice un risc mai mic de atac de cord, avea un HDL ridicat prezice un risc mai mic de atac de cord. Dar creșterea HDL, la fel ca și creșterea numărului de pantaloni scurți, n-ar și nu afectează neapărat riscul de boală. Cum se face diferența totuși între factorii de risc cauzali și cei non-cauzali? Se testează. Motivul pentru care știm că LDL-ul
este cu adevărat rău este că persoanele care se nasc pur și simplu cu LDL scăzut genetic sfârșesc prin a avea un risc scăzut de boli de inimă. Și dacă intervenim și reducem în mod activ LDL-ul oamenilor prin dietă sau medicamente, riscul de boală de inimă scade, însă nu la fel se întâmplă și cu HDL-ul. Oamenii care trăiesc toată viața cu un nivel ridicat de HDL nu par să aibă un risc mai mic de atac de cord, iar dacă le dăm oamenilor un medicament care să le crească HDL-ul, nu funcționează. Se obișnuia să se dea, din acest motiv, oamenilor doze mari de niacină pentru a le crește HDL-ul, dar cred că este timpul să recunoaștem dovezile. Lipsa de beneficii ale creșterii HDL-ului subminează serios conceptul că HDL-ul este un factor de risc cauzal. Adică, în alte cuvinte simple de înțeles, este posibil ca un nivel ridicat de HDL să nu protejeze inima. Ar trebui, totuși, spun studiile, să ne concentrăm pe reducerea LDL-ului. Și astfel, în ceea ce privește uleiul de nucă de cocos, creșterea HDL-ului are semnificație clinică incertă, dar creșterea LDL-ului, colesterolul pe care îl obținem din consumul de ulei de nucă de cocos, ar trebui să aibă un efect negativ asupra riscului de boală cardiovasculară aterosclerotică. Însă, cineva ar putea întreba cum rămâne cu MCT-urile, acești acizi cu lanț mediu, trigliceridele de fapt. Susținătorii uleiului de nucă de cocos, care deplâng faptul că toată chestia asta cu uleiul de nucă de cocos provoacă boli de inimă, a creat o imagine proastă pentru exporturile lor naționale. Afirmă că trigliceridele cu lanț mediu, grăsimile saturate mai scurte care se găsesc în uleiul de cocos, nu sunt la fel de rele ca grăsimile saturate cu lanț mai lung din carne și lactate. Și există chiar un studiu care pretinde că arată rate scăzute de boli de inimă în rândul locuitorilor din insulele Pacificului, care mâncau tone de nuci de cocos. E bine, aceste două subiecte le-am abordat pe larg deja în materialul Adevărul despre uleiul de cocos, pe care îl găsiți tot pe acest canal. Sunt Alin Ispas și vă mulțumesc pentru că ați ascultat până la final acest material despre uleiul de cocos. Nu uitați să ne dați un like, share, subscribe. Nu uitați de asemenea că puteți susține financiar comunitatea Inginerii Creierului pe Patreon. Și vă dorim o zi sănătoasă!